Cazul ucrainencei de 30 de ani prinse la frontiera Palanca cu 1,4 kg de PVP lipite de corp ia amploare. Polițiștii și procurorii au reținut încă 5 moldoveni implicați în schema de contrabandă. Amintim că investigațiile au început în aprilie, iar la mijloc de mai, polițiștii de frontieră au reținut o femeie care avea lipite de corp cu ajutorul unui bandaj lombar și ascunse sub tricou mai multe pachete cu droguri. După aproximativ o lună, forțele de ordine anunțase că au reținut încă doi cetățeni ai Ucrainei de 18 și 24 de ani implicați în aceeași schemă. Ei fusese atunci prinși în flagrant când plasau droguri în ascunzișuri, iar recent oamenii legii au identificat încă cinci suspecți cetățeni ai țării noastre care ar face parte din aceeași grupare. Ei aveau roluri de ambalator și depozitar de droguri, iar unul din aceștia era responsabil de vânzarea lor prin intermediul magazinelor online. În total, membrii grupului ar fi introdus prin contrabandă în Moldova peste 10 kg de narcotice care ar valora pe piața neagră circa 3 milioane de lei. În urma percheziționării tuturor celor 8 suspecți, forțele de ordine au depistat marihuană, mefedrona, amfetamine, cântare electronice și peste 2000 de pachetele autosigilante pentru depozitarea produselor ce urmau a fi puse ilegal în circuit. Totodată, oamenii legii au reușit să scoată din vânzare cantități importante de mefedrone, amfetamine și cocaină, care erau puse în vânzare în cinci magazine online. La moment, cei opt bănuiți sunt plasați în arest preventiv, iar dacă vor fi găsiți vinovați, riscă până la 15 ani de detenție.